să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, care în această după-amiază frumoasă ați ales să fiți în locul acesta. Să ne întâlnim, să vorbim despre cele mai importante lucruri ale vieții. Sunt multe lucruri importante și pe care le considerăm noi importante, dar fără de care se poate. Într-o împrejurare, atunci când Domnul Iisus Hristos a mers într-o casă unde se simțea foarte bine, casa din Betania, acolo unde îl avea pe prietenul lui cel mai bun, Lazar, el avea două surori, Maria și Marta. Marta era expertă în ale bucătăriei și într-un moment în care ea dorea să așeze o masă bogată și Domnul Iisus, pe care ei îl iubeau foarte mult, să se simtă bine, să aibă parte de o hrană bună și abundentă. Și pentru că sora ei nu o ajuta, stătea la picioarele Domnului Iisus Hristos și îi asculta predica, Marta s-a mâniat și a venit și a spus: Doamne, știu că predici bine și că la sora mea îi plac predicile, dar eu sunt foarte ocupată la bucătărie, eu nu mai îmi văd capul de treabă. Te rog frumos, spune-i să vină și să mă ajute. Acum vreau să vă spun un secret. Toți predicatorii, când predică despre Maria și Marta, îi dau un pic de oxigen lui Marta, nu o critică așa de tare cum a criticat-o Domnul Iisus, mai ales că predicatorii sunt bărbați și le e frică, nu o să mai mănânce supă caldă acasă dacă zic prea mult de rău de Marta și nu o laudă un pic. Dar motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a avut această interacțiune și a apărut pe paginile Scripturii nu este ca să le învețe pe surori să nu fie gospodine. Nu este ca să le învețe să nu găsească noi rețete culinare și să-și bucure bărbații, copiii și casele, ci este ca să arate care sunt lucrurile cele mai importante și lucrurile absolut importante ale vieții. Și Domnul îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Și nu neagă Domnul Iisus că lucrurile acestea ar fi importante. Dacă îți vine un musafir acasă, e important să-i pui masă. Dacă cineva vorbește cu tine, e important să-i dai atenție. Însă, există lucruri care trebuie, și Domnul spune, un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. În această seară vrem să vorbim despre lucruri care nu ți se pot lua. Sunt multe lucruri pe care le avem și ni se pot lua. Tot Domnul Iisus Hristos spunea odată: bogățiile ne pot fi furate, lucrurile ni se pot învechi și strica. Dar atunci când Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin credință, prin pocăință, ne dă nădejdea veșniciei, avem ceva pentru eternitate care nu se strică, nu se învechește, pe care nicio forță din lumea aceasta, oricât de malefică ar fi, nu ne-o poate răpi. Aceasta este bucuria mântuirii. De aceea vrem să vorbim în seara aceasta despre lucruri care trebuie. Voi citi un pasaj biblic din cuvântul lui Dumnezeu, o pildă a Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a rostit pilde pentru ca să fie mai pe înțelesul oamenilor principiile împărăției lui Dumnezeu. Și noi, de fapt, vrem să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. În lumea aceasta sunt multe împărății. Tot ceea ce este omenesc este imperfect. În epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 12, ni se spune că tot universul va fi clătinat, zgâlțuit, va fi cutremurat din temelii și tot ceea ce este imperfect și uman se va prăbuși. Toate realizările umane, pentru că la sfârșitul sfârșitului
trebuie să rămână numai ceea ce nu se poate clătina și nu se poate dărâma. Și aceasta este o singură împărăție, este împărăția lui Dumnezeu. Și eu mă rog ca toți care suntem aici să ajungem într-o zi să facem parte din împărăția care contează, din împărăția care rămâne, din împărăția care nu se clatină, din împărăția care nu poate fi cucerită, este împărăția lui Dumnezeu. Textul este din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, de la versetul 19. Dumneavoastră ați stat pe scaune o perioadă îndelungată, v-ați delectat ascultând minunatele cântări care ne-au mângâiat, ne-au atins sufletele, au pregătit terenul inimilor noastre pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați pentru câteva momente, dar în primul rând nu pentru a ne dezmurți, pentru a ne relaxa un pic, în primul rând pentru a da respect celui mai important cuvânt rostit de cea mai importantă persoană, cuvântul lui Dumnezeu rostit de Domnul Iisus Hristos. Luca 16, de la versetul 19, pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în pofiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți mie, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a zis: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului Său în viețile noastre. Zicem din toată inima, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, sunt câteva lecții despre viață pe care le desprindem din pasajul acesta. Lecții practice, lecții reale. Nu ne propunem să facem filozofia vieții și a morții. Lumea este plină de filozofii și oamenii călătoresc, își parcurg viața aceasta prin timp, spre chinul etern. Pentru că filozofia nu te poate mântui. Filozofia nu-ți rezolvă problemele. Dar cuvântul lui Dumnezeu este viață și adevăr. Și eu cred că cele mai bune lecții de viață le putem lua de la autorul vieții. Toți oamenii își propun să înțeleagă câte ceva despre viața aceasta.
Mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu Cartea Eclesiastul. Cartea Eclesiastul pare la prima vedere o filozofie a vieții și în prima fază este. Solomon, care este asociat în istorie cu înțelepciunea, cunoștința, inteligența, este considerat cel mai inteligent și mai înțelept om care a existat vreodată pe fața pământului. Și-a propus să înțeleagă viața. Și-a făcut o analiză experimentală a vieții. A ajuns la concluzia că este foarte greu și chiar imposibilă filozofia despre viață să explice amănuntele vieții. A spus, mă voi duce și voi încerca să înțeleg practic viața. Și a ajuns la concluzia că totul este deșertăciune. Că viața este lipsită de sens, că viața este lipsită de valoare în sine însăși. Spre jumătatea cărții s-a întors către o altfel de analiză a vieții, și anume analiza providențială. L-a introdus pe Dumnezeu în calcul. Și pentru că Dumnezeu este autorul vieții, pentru că Dumnezeu este creator, este imposibil să dăm sens vieții, să înțelegem viața și să trăim viața cu sens, cu scop, cu împlinire, fără Dumnezeu. Vă rog să observați între lecțiile de viață pe care le prezintă cuvântul lui Dumnezeu în pilda bogatului nemilostiv, mai întâi contrastul vieții. Viața nu este pentru toți la fel. Dacă fiecare dintre dumneavoastră ați putea să treceți pe la acest microfon și să vă povestiți experiența de viață, nu seamănă una cu alta. Unii vor vorbi despre un anumit fel de copilărie, alții despre alt fel de copilărie. Unii vor vorbi despre părinți iubitori, alții vor fi fost abandonați și crescuți într-un orfelinat. Unii vor vorbi despre abundență, despre vacanțe. Alții vor vorbi despre sărăcie și foame. Unii vor vorbi despre îmbrățișări și sărutări. Alții vor vorbi despre abuz, bătaie, lovituri. Unii vor vorbi despre experiențe plăcute. Alții și-ar dori să-și uite viața. Dragii mei, și în pilda aceasta găsim doi oameni care trăiesc foarte diferit. Primul își trăiește viața în plăceri, are posesiuni, are autoritate, are putere, are slugi. E un om popular, înconjurat de alții care îl admiră. Probabil are o profesie care îi aduce venituri substanțiale. Omul acesta s-a pregătit și pentru ceea ce urmează după el, pentru posteritate. Mi se pare foarte interesant că atunci când amândoi mor, despre înmormântarea lui Lazar nu se spune nimic, doar că au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Imediat suntem transportați în ceea ce se întâmplă după moarte în spațiul spiritual. Ni se menționează însă că l-au îngropat pe bogat. Probabil i-au pus un pedestal de marmură, să rămână numele lui, să rămână imaginea lui, să rămână istoria lui, să se știe despre el în viitor. De partea cealaltă, avem de-a face cu un om sărac, flămând, bolnav și singur. Prietenii lui sunt câinii. Din când în când se deschide ușa casei bogatului, vede mesele încărcate. Nici nu vrea să-și închipuie, să-și imagineze ce ar însemna să stea la masa aceea.
și să mănânce o porție ca porția bogatului. Dar și-ar dori mult să se sature cu ceea ce cade de la masa bogatului, măcar fărâmiturile, și n-are parte nici de ele. Prima lecție a vieții este acest contrast. Sunt oameni și oameni cu experiențe diferite de viață. Trecem în fiecare zi pe lângă ei și nici nu ne putem imagina cu ce se confruntă. Mi-aduc aminte de un mare om al lui Dumnezeu, profetul Elisei. Într-o zi, o femeie se apropie de el și se prăbușește la picioarele lui și îi îmbrățișează picioarele. Și slujitorul lui încearcă să o îndepărteze. Și profetul spune, las-o, se vede că e foarte amărâtă și Dumnezeu nu mi-a descoperit de ce plânge. Plângea pentru că îi murise copilul, îi murise singurul copil și singurul ei refugiu era la Dumnezeu. Oamenii din jurul nostru sunt plini de suferință, de multe ori nici n-au curajul să deschidă vorba și să spună cuiva ceva. Pentru că se pare că trăim într-o lume total dezinteresată de problemele cu care se confruntă oamenii. A doua lecție a vieții este compasiunea. Am fost lăsați de Dumnezeu în lumea aceasta. Nu numai să mâncăm și să bem, nu numai să ne distrăm, să ne simțim bine, ci să ne uităm în jurul nostru la oamenii care au nevoie de noi. Despre bogatul acesta ni se spune că intra și că ieșa. Trăia în strălucire, i-ar fi fost ușor să scape o bucată de pâine, să scape un bănuț din multul pe care l-avea. Nu l-ar fi afectat deloc. Nu s-ar fi văzut, nu s-ar fi simțit. Însă faptul că Lazar nu avea parte nici de fărâmiturile de la masa lui ne arată un om lipsit de compasiune, un om lipsit de suflet și de inimă, un om care nu se gândește, care nu vede decât la nivelul înălțimii lui. Lazar nu putea să stea înaintea lui, că era bolnav, era prăbușit, era jos. Și din păcate, marea majoritate a oamenilor care trăiesc astăzi în lume există singuri în universul lor. Vă aduc aminte de un alt om bogat, plin de strălucire, i-a rodit țarina. Se gândea cum să-și strice hambarele, depozitele și să le facă mai mari, să-i încape averea. Și noaptea stă de vorbă cu el însuși și spune, știu ce voi face. Voi dărâma magazinele, voi face altele mai mari, că mi-am strâns pentru multă vreme. Suflete bea și mănâncă, de parcă sufletul poate să mănânce și să bea ceea ce bea și mănâncă trupul. Ce confuzie în omul acesta. Însă, scumpii mei, ascultați-mă, omul acesta e mai singur decât Lazar. E mai singur decât Lazar. Lazar e singur pentru că e sărac, pentru că e bolnav, pentru că nu e important, pentru că n-are nimeni niciun interes să se apropie de el, pentru că e scârbos, că are bube pe el. Dar omul acela bogat căruia a rodit țarina e singur pentru că în universul lui nu există nimeni. E prea egoist ca să facă cuiva loc în universul lui. N-are mamă, n-are tată. N-are frate, n-are soră, n-are nevastă, n-are copii, n-are nici Dumnezeu. Conversația lui, el nu găsește pe nimeni cu care să stea de vorbă decât el însuși. Și uitați-vă la acest bogat din pilda pe care am citit-o. E înconjurat de slavă, are mulți prieteni, însă în momentul în care îi se încheie viața,
rămâne singur. Ca să poată conversa, nu mai are pe nimeni în jurul lui. Undeva la distanță îi se deschide o fereastră către eternitatea lui Dumnezeu și îl vede pe părintele Avram și pe Lazar în sânul lui. Și asta este singura conversație pe care o are, pentru că nu mai are cu cine conversa. Și conversația aceasta ne-a rămas ca să ne dea aceste lecții despre viață. Contrastul vieții, compasiunea vieții, ar trebui să ne iubim, ar trebui să ne ajutăm, ar trebui să fim mai interesați în durerile și necazurile cu care se confruntă aproapele nostru. Ar trebui să ne oprim mai des în dreptul celor căzuți între tâlhari, așa cum a făcut samariteanul. Ascultați, o altă lecție a vieții este certitudinea morții. Este un fapt că oamenii care se nasc în lumea aceasta trăiesc, unii mai mult, alții mai puțin, unii mai bine, alții mai rău, dar până la urmă toți intră în pământ. Moartea este marele egalizator al vieții. Și citim în cartea Eclesiastului cât de deprimat este înțeleptul Solomon atunci când observă că noi discriminăm unii împotriva altora. Moartea nu discriminează. Și se lamenta el și spunea: în moarte și bogatul și săracul sunt la fel. În moarte, înțeleptul și nebunul sunt la fel. În moarte, omul și animalul sunt la fel. Pământul îi tratează la fel pe toți. Pământul îi înghite pe toți. Soarta tuturor este aceeași. Și în momentul în care ajungem față în față cu moartea, trebuie să ne gândim bine de tot astăzi la viață. Pentru că ceea ce trăim astăzi determină ce urmează după ce murim. Știu că sunt foarte mulți oameni care nu cred că există ceva după moarte. Știți care este cea mai mare dovadă că este ceva după moarte? Cuvântul lui Dumnezeu spunea că Dumnezeu a așezat în creație, în noi, în conștiința noastră, gândul veșniciei, conceptul despre eternitate, conceptul despre infinit. Sunt foarte multe lucruri. Fără un Dumnezeu, fără un creator, nu fac sens. Estetica, frumosul, a admira frumosul, în economia vieții nu are nicio valoare dacă nu există un Dumnezeu. Suferința, durerea, necazul n-au niciun sens fără un Dumnezeu. Mai mult decât atât, conceptele despre moralitate, de ce un lucru e bun și altul este rău, n-au niciun sens într-o lume lipsită de conștiință, într-o lume lipsită de sens, în care nu știm de unde venim și nu știm încotro ne ducem. Care este explicația acestor lucruri? Și mai mult, de unde s-a născut în mintea omului conceptul despre veșnicie, despre eternitate, despre infinit? În mod normal, nu face sens. Într-un sistem darwinist, unde cel mai puternic câștigă și cel mai slab este distrus. Într-un sistem al unei competiții continue în care trebuie să calci în picioare pe toți cei care sunt în jurul tău ca tu să ajungi deasupra. Toate aceste concepte al esteticii, al frumosului, al moralului, al eternității nu fac sens. Ele au fost așezate în noi de Dumnezeu ca să ne uităm dincolo de noi. Pentru că adevărul este dincolo de noi, este în exteriorul nostru. Pentru că veșnicia e dincolo de noi, toate aceste lucruri le putem pipăi dacă întindem mâinile prin credință, spunea Pavel în Areopag: Dumnezeu nu este departe de niciunul dintre noi și oamenii pot să-L găsească bâjbâind în întunericul
sufletului, în întunericul spiritual al lumii acesteia, fără să vezi, când ești într-o cameră total întunecoasă. N-ai niciun fel de idee cât de departe sunt lucrurile de tine. Cum te deplasezi? Întinzi mâna în toate părțile, bâșbâind și încerci să găsești puncte de reper. Spiritual vorbind, în seara aceasta, gândindu-te la sufletul tău, la veșnicia sufletului tău, la eternitate, la lucrurile care sunt dincolo de tine, prin credință, întinde mâna, pune întrebări lui Dumnezeu. Și știi ce spune Biblia? Nu trebuie să te duci prea departe, nu trebuie să întinzi mâna prea departe. Dumnezeu nu este departe de tine. Astea-s marile lecții ale vieții. Și certitudinea morții, una dintre ele, trebuie să ne pună cel mai mare semn de întrebare. Dacă murim și intrăm într-o totală neființă, ce rost a avut să existăm? Ce rost au toate lucrurile? Ce sens au toate lucrurile? Asta spunea înțeleptul Solomon. Din moment ce omul nu mai știe ce urmează după el, din moment ce îi se pierde numele și memoria, din moment ce intră în coșul de gunoi al istoriei și nu mai iese niciodată de acolo, din moment ce intră și se dezintegrează în pământ și nu mai revine niciodată la viață, ce rost are? Pavel, apostolul, spunea, păi dacă ar fi adevărat lucrul ăsta, să mâncăm și să bem că mâine vom muri, să trăim dezordonat, să ne împrăștiem viața în lumea asta, înseamnă că au dreptate criminalii, că din moment ce toți vom muri mai devreme sau mai târziu și nimeni nu este responsabil de faptele lui, orică omoară, orică nu omoară, tot aia este. Înseamnă că nu mai există nicio faptă bună și nu mai există nicio faptă rea. Dacă viața n-are sens, dacă se termină și nu mai urmează nimic, n-are rost nicio secundă din existența ta. Însă aș vrea să vă spun că viața este foarte prețioasă și omul este foarte prețios datorită a ceea ce Dumnezeu a așezat în el. A așezat un suflet veșnic, a cărei existență nu se termină niciodată. Vreau să te asigur că în momentul în care ai închis pentru ultima dată ochii în viața aceasta, îi vei deschide dincolo în eternitate, așa cum a făcut acest om. Interesant că în vreme ce el a avut lucrurile bune și Lazar le-a avut pe cele rele, eternitatea ce se întâmplă după moarte demonstrează un alt mare contrast al vieții lor. Bogatul nu s-a gândit niciodată la eternitate. Bogatul nu s-a gândit niciodată dincolo de moarte. Spre marea lui surprindere a ajuns în locuința morților, în chin, în iad. În vreme ce Lazar, sărac, bolnav, singur, a avut o viață de credință. Doar așa a putut să ajungă în sânul lui Avram. Vreau să vă întreb un lucru. În momentul morții, ce valoare au avut toate posesiunile bogatului? Cât de împlinit a mai fost el că a trăit în strălucire, în petreceri și în plăceri? Ce s-a ales de toate acestea? Nimic. În vreme ce Lazar, care a suferit, nu știm câtă vreme a fost bolnav, probabil o perioadă îndelungată, suficient cât bogatul să învețe numele, că în eternitate numele bogatului a dispărut. Nimeni nu ne spune cum îl cheamă. E calificat doar ca bogat nemilostiv. În vreme ce numele lui Lazar rămâne și îl știe bogatul când ajunge în iad. Spune, trimite pe Lazar. Asta pentru că Lazar a crezut. Asta pentru că Lazar s-a pocăit. Asta pentru că Lazar a văzut dincolo de existența lui. Chiar dacă existența lui a fost o existență nenorocită. De om flămând, bolnav, muribund. El a murit primul.
Nici nu spune că a avut vreo înmormântare. Lor fi aruncat într-o groapă comună. Și ce dacă au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Însă, conversația dintre bogatul ajuns în chin și Avram ne descoperă câteva adevăruri despre noi în eternitate, după moarte. Acum mai vreau să spun un lucru despre viața de după moarte. Eu n-am să mă cert cu nimeni aici, pentru că noi am putea să stăm de vorbă până îmbătrânim. Mă rog, eu deja am îmbătrânit, dar poate că mai am câțiva ani și dacă tu ai mai mulți, ne-am putea certa ani de zile. Și eu să spun că e ceva după moarte și tu să spui că nu e nimic după moarte. Și eu să nu te pot convinge pe tine și tu să nu mă poți convinge pe mine. Ascultă. Dacă prin absurd ai tu dreptate, să zicem că nu e nimic după moarte. Și tu ai știut adevărul, gata. Ai avut dreptate. Repet, prin absurd. După ce murim, tu nu mai existi și nu o să poți să-mi faci mie sâc. La ce ți-a folosit că ai știut acest adevăr teribil? La ce ți-a folosit că știi acest adevăr de nimic? Distrugător de optimism, distrugător de suflete. Iar mie n-are când să-mi pară rău că am fost pocăit o viață întreagă, că și dacă am crezut pe degeaba, când ajung în eternitate sau dincolo de moarte și nu mai exist, n-are cui să-i pară rău. Dar acum ascultați-mă. Dacă am eu dreptate și am dreptate și există viață după moarte și tu continui să existi în eternitate și în eternitate e iad și este rai, și te-ai înșelat, îți promit că eu n-am să-ți fac sâc. Pentru că copiii lui Dumnezeu nu sfidează pe nimeni, dar tu vei regreta o eternitate că ai respins adevărul. Cum regretă acest bogat ajuns în chin. Și ascultați, după moarte, condamnarea este irevocabilă, pentru că n-a crezut și pentru că n-a trăit o viață potrivită principiilor lui Dumnezeu. Bogatul este condamnat nu numai la moarte, că la moarte suntem toți condamnați datorită păcatului inițial și datorită faptului că ne-am născut într-o natură contaminată de păcat. Dar este condamnat la o eternitate în chin. Și condamnarea aceasta este irevocabilă. Nu este o suferință de o zi și de două. Nu este o suferință de un an sau de doi. Nu este nici măcar o suferință de o viață cum a suferit Lazar, ci este un chin etern ca rezultat al faptului că l-ai sfidat pe Creator, că i-ai întors spatele, că i-ai respins jertfa și oferta. După moarte, condamnarea este irevocabilă. După moarte, chinul este implacabil. Este fără respiro, este fără repaus, este fără pauză. Domnule, până și în spital un bolnav îi mai dă un calmant să se mai relaxeze câteva minute și să nu simtă durerea. În iad nu există calmante. În iad nu lucrează morfina. În iad nu există niciun drog, niciun medicament care să-ți amelioreze durerea. Chinul este maxim și este veșnic și este implacabil. Te afli față în față cu o problemă de nerezolvat. Nu există doctor în iad, nu există niciun fel de terapie. Și mai mult, după moarte, caracterul este irecuperabil. Pentru că cineva ar putea să spună: Doamne, când ajungi în iad, poate că te faci mai bun, poate că îți dai seama, măi, să știi că a avut dreptate predicatorul ăla. Eu nu m-am pocăit în seara, nu m-am întors la Dumnezeu în seara, dar uite că m-am lovit de realitate și după o zi, după două, după nouă, după
știu eu cât timp de chin, cineva ar zice, mi s-a înmuiat inima, parcă m-am schimbat. Și se pare că la prima vedere bogatul ăsta este cam așa. Îl vede pe părintele Avram și spune, părinte Avram, nu numește părinte. Nu l-a băgat în seamă că trăia în viață, nu s-a gândit el la Avram, la Dumnezeu, la mântuire, la viața veșnică, nu s-a gândit că avea plăcerile, avea strălucire, avea bogățiile, avea la ce se gândi. Dar acum, dintr-o dată, intră în conversație cu părintele Avram. Că foarte interesant, vă rog să observați, când l-a văzut, el l-a interpelat pe părintele Avram, nu părintele Avram a deschis discuția cu el. În eternitate toți își vor aduce aminte de Dumnezeu, în eternitate toți își vor aduce aminte de Iisus Hristos, în eternitate toți își vor aduce aminte de Biblie și aparent se schimbă. Spune, părinte Avrame, Lazar, uite că îl știe și cum îl cheamă. Parcă s-a schimbat mai mult. Dacă vede că nu-și poate rezolva problema lui, spune, părinte Avrame, am 5 frați care merg după mine, au și ei aceeași bogăție, strălucire, au problema mea, nu cred, nu s-au pocăit, nu s-au întors la Dumnezeu. Cumva trebuie să-i salvăm. Pare că omul a căpătat o doză de compasiune, probabil că vrea să facă și misiune, a devenit evanghelist. Nu vă înșelați, oameni buni. Niciodată acest bogat n-a fost mai rău și mai rău intenționat și mai perfid și mai pervers decât în timpul conversației cu părintele Avram. Iadul nu-ți schimbă caracterul. Soarta ta este pecetluită și nu vei deveni niciodată bun și nici nu vei fi rău, că n-ai cum să faci rău. În iad nu mai poate nimeni să facă rău, acolo toată lumea plătește datoria păcatului și a răutății din viața aceasta. Dar ascultați de ce acest bogat e mai tâlhar ca niciodată. Haideți să citim printre rânduri și să interpretăm puțin pilda Domnului Iisus Hristos. Ce face bogatul? El e în iad și Lazar e în rai. Și îi spune părintelui Avram, părinte Avrame, Lazar să-mi moaie degetul în apă. Cât se poate lipi de un deget? Mai mult de o picătură, nu? Tot așa ca un contrast, vă dați seama, în viață, Lazar nu s-a putut atinge de o firimitură. Acum bogatul cere o picătură. Nu cred că l-ar fi ajutat prea mult, pentru că dacă Lazar își înmuia degetul, când ajungea în văpaia aia, n-a pucat să se bucure bogatul de ea, că se și evapora. E prea fierbinte iadul ca să reziste o picătură de apă. Și totuși, de ce a cerut-o? Că nu era un om prost. Foarte inteligent, bogatul. Ascultați de ce. Dacă Avram spunea, bine, auzi, Lazare, săracul de el, uite-te câte se chinui, căldură mare, dă-i mă o picătură de apă. Și lua în deget o picătură de apă și mergea la el. Dacă se poate o picătură, se pot două? Putea să-i ducă un pumn de apă, se chinuie, să ia o căldare, îi ducă o căldare de apă. Păi dacă se poate o căldare, mă poate să ducă o conductă? Păi dacă în chinul ăsta și în iad e apă, mai e iad, ăsta a vrut să desfințeze iadul. A vrut să desfințeze iadul. Dar dacă n-a putut să desfințeze iadul, ascultați, că Avram îi răspunde punctual. Avram și el citește printre rânduri și îi spune așa, auzi, fii atent aici, între noi și voi este o prăpastie foarte mare. Așa că nu se poate trece nici de la noi la voi, și acum fiți atenți ce îi spune Avram, că el n-a cerut să plece din iad. El a cerut doar Lazar să facă o excursie până acolo să-i aducă o picătură de apă. Dar Avram îi spune tot scenariul.
spune, nu se poate veni nici de la noi la voi, dar nici de la voi la noi. Știți ce a vrut bogatul? Să creeze o autostradă du-te-vino și după cum se poate merge din rai în iad, să se poată fugi și evada și din iad în rai. Și Avram îi spune, știu eu ce urmărești tu, dacă Lazar poate veni acolo, tu, autostradă cu două sensuri, nu? Cum se face de către oamenii normali. Du-te-vino. Dacă nu reușește să desfințeze iadul, vrea să evadeze din iad și să spună, păi, acum avem și sens invers. Eu, de exemplu, dacă el a venit de acolo aici, vreau eu să mă duc de aici acolo, că e accesibil. Există o cale de acces. Și Avram îi spune, nu există. Și acum fiți atenți, mai rău. Bogatul îl acuză pe Dumnezeu că el a ajuns în iad. Pentru că singura metodă ca cineva să creadă este să vadă pe cineva care a înviat din morți. El de-aia nu s-a pocăit. El de-aia n-a crezut. Pentru că n-a văzut pe nimeni înviat din morți. Și acum spune, dacă Lazar va învia din morți, și ascultați, fraților, că Hristos nimic nu spune la întâmplare. Nu întâmplător, în pildă, Hristos i-a dat lui Lazar numele de Lazar. Și Avram spune, dacă nu cred pe Moise și proroși, dacă nu cred cuvântul care se predică și care vine din logica lui Dumnezeu, mulți îmi spun, domnule, eu nu pot să cred. Și îi spun, nu e adevărat, tu nu vrei să crezi, pentru că Evanghelia lui Hristos vine la pachet cu un stil de viață pe care Dumnezeu ți-l cere. Dumnezeu are porunci care vor să te transforme. Dumnezeu vrea să te lași de fumat, de băut, de desfru, de locurile mizerabile ale vieții acesteia. Și oamenii l-ar vrea pe Hristos care să-i vindece, l-ar vrea pe Hristos care să le dea să mănânce, l-ar vrea pe Hristos care să-i apere și să-i ajute în crizele vieții, dar nu vor să-l aibă pe Hristos Domnul care le spune ce au voie și ce n-au voie să facă. Tu nu că nu poți, tu nu vrei să crezi. Fratele Simi Bumbar mai devreme dădea niște citate ale unor oameni care au crezut. Vă dau un citat al unui om care credea că există Dumnezeu, dar îl ura și spunea că nici el n-are de face nimic cu noi, nici noi cu ei, filozoful francez Voltaire. Până la urmă, știți ce a spus acest om care îl ura pe Dumnezeu de moarte? A spus, în opinia că Dumnezeu există, sunt dificultăți. Și e și normal că Dumnezeu perfect și infinit e greu de perceput. Dar zice, în opinia contrară că Dumnezeu nu există, sunt absurdități. E o cale dificilă spre credință. Și mă rog ca Duhul Sfânt să o facă ușoară și accesibilă calea spre credință, luminându-ți, să-ți aprindă lumina în cap în această seară, să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Dar a alege necredința înseamnă cădere în absurd. Să te uiți la tot ce e în jurul tău și să declari că s-a făcut de la sine. Să te uiți la tot universul și să spui că e rezultatul unei explozii. Să te uiți în oglindă și să spui că a apărut într-o supă, într-un ocean, într-o ciorbă, o celulă care s-a multiplicat și a devenit ce ești tu. Dacă ți-aș arăta cel mai simplu lucru și ți-aș spune, în urma unei explozii a apărut, m-ai considera nebun, eu ți arăt ceva de un infinit de ori mai complex, mai frumos, mai maestuos. Și tu îmi spui că s-a făcut de la sine? Cât de absurd poate fi ateismul? Cât de absurd poate fi evoluționismul? Și totuși,
omul acesta, bogatul acesta, acum că a ajuns în chin, caută un motiv pentru care el n-a crezut. Nu știu care e motivul pe care îl găsești tu în momentele astea. Nu știu care e motivul pe care îl gândești, pe care îl scornești, îl confecționezi în momentul ăsta. Sunt prea de tot ăștia, domne. Să nu-ți mai trăiești viața. Ah, dacă ați ști ce frumoasă e viața de credință, dacă ați ști ce frumos e la biserică, dacă ați ști ce frumoase sunt cântările și ziditoare pentru suflet, dar asta atunci când îl înțelegi, îl dorești, îl crezi pe Dumnezeu, ți se schimbă gusturile, ți se schimbă mentalitatea, ți se schimbă pofta de viață, ai alte priorități, ai alte dorințe. Dacă ai ști ce frumos e cuvântul lui Dumnezeu. Însă pentru tine, în momentul ăsta, credința înseamnă să-ți închizi, să te marginalizezi, să devii periferia societății, să te înjosești. Nu este adevărat. Mă uit la cultura lumii acesteia, de care oamenii sunt îndrăgostiți. Spuneți-mi, dumneavoastră, vă rog frumos, sincer, te uiți la un concert, pe scene cu lumini colorate care te fac să cazi în epilepsie, cu fumuri, cu o gălăgie care îți sparg timpanele și sufletul ți-l fac franjuri, cu dezbrăcături pe scene, dansând obscen și leșină oamenii de plăcere uitându-se la prostiile astea, cum se înjosesc oamenii, cum se demit oamenii. Se duc pe stadioane și zbiară până când li se umflă venele și înjură și se mai ia și la bătaie și se îmbată. Doar pentru ca oamenii să dea cu minge într-o poartă sau în alta. Eci, probleme de viață și de moarte. Esența vieții. Se rezumă la atât. Și i-am făcut idol și i-am îmbogățit. Și i-am pus pe toate afișele și pe toate ecranele. Asta e viața. Fuga la bodegă și pe urmă în șanț și cu ochii umflați. Și că asta este viață frumoasă. Mă mir. Dacă asta este cultură, halal cultură. Dragii mei, Lazar a înviat din morți și a fost văzut de oameni, a fost văzută învierea lui și s-a arătat. Nu Lazar din pildă, Lazar din viața reală. Vă povesteam mai devreme de casa din Betania, acolo erau două surori, Marta și Maria, și prietenul cel mai bun al Domnului Iisus Hristos, un om cu numele Lazar. Și omul acesta a murit. Și Hristos s-a dus la mormântul lui și l-a înviat de față cu fariseii, de față cu cărturarii, de față cu poporul. L-au văzut ieșind înfășurat și mor de 4 zile. Și când a ieșit viu din mormânt, știți ce au hotărât? Să creadă și să se pocăiască. Da, de unde? Au fost atât de înrăiți că au hotărât să-L omoare nu numai pe Domnul Iisus Hristos, au hotărât să-L omoare și pe Lazar, ca să dispară dovada că există Dumnezeu, ca să dispară dovada că există viață după moarte, ca să dispară dovada că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Însă dacă este vorba de învieri din morți, cea mai mare înviere din morți este a Domnului Iisus Hristos. A înviat din morți și vreau să vă spun că există învieri din morți mai mari decât toate învierile din morți pe care le citim în Biblie.
este învierea din moartea păcatului, din moartea și întunericul sufletului, al oamenilor cărora Dumnezeu le schimbă viața în mod instantaneu. Trebuie să vă povestesc lucrul ăsta, îl povestesc de multe ori ca să demonstrez că Iisus Hristos, când înnoiește, când transformă viața unui om, n-are nevoie de centre de recuperare, n-are nevoie de cămașă de forță pentru drogat ca să-l scoată din droguri, ci poate să facă o minune lăuntrică care instantaneu îi schimbă pofta de viață și stilul de viață. Tatăl meu în tinerețe a fost un fumător înrăit. Vă spun o experiență pe care am văzut-o, a văzut-o familia noastră extinsă, părinții, bunicii și tot neamul nostru. Suntem un neam foarte mare, probabil la 200-300 de persoane pe care le știm. Tata a fost un fumător înrăit. Tata fuma o singură dată pe zi, de dimineață până seara, și uneori se scula și noaptea. În permanență în buzunarul lui de la cămașă stătea un pachet de țigări și cum se consuma apărea altul în locul lui. Bunica mea, mama lui, a fost prima persoană din tot neamul nostru care s-a pocăit. Pe urmă s-au pocăit cu zecile și cu sutele. Și când ea s-a pocăit, l-a chemat la biserică. Și taică-miu s-a dus de câteva ori și i-a plăcut grozav. Însă, cum era pe vremea aceea și ar trebui să fie și pe vremea aceasta, tata a priceput că nu se poate pocăi și să continue să fumeze. Ar fi vrut, îi plăceau cântările, îi plăceau predicile, îi plăcea de oameni. Spune, tată, mă uitam la oamenii ăia și mi se părea că au aripi. Mi se părea că sunt îngeri. Doream să fiu ca ei, doream să simt ce simt ei. Până într-o zi, când tata s-a dus la biserică și când a început să cânte corul și pe urmă o cântare în comun și pe urmă s-a predicat, i-a fost atinsă inima și a început să plângă, nu s-a mai putut abține. În biserica aceea vorbim de sfârșitul anilor 50, peste 70 de ani. Tata a început să plângă și lângă el s-a așezat un ușier al bisericii, l-am cunoscut. Și l-am cunoscut până am plecat din România. Era acum în vârstă, era șchiop. De asta era slujba lui, așa. Cu șchiopătatul, mergea și așeza frații și surorile în biserică. Se mai ducea la cât un tânăr și ruga să se ridice ca să stea un frate sau o soră mai în vârstă. Făcea o slujbă excepțională. Biserica avea un singur ușier. Fratele Șchiopu. Și nu-l chema Șchiopu. Îi spuneau Șchiopu că era șchiop. Fratele acesta Șchiopu s-a așezat lângă tata. Toți știau de tata că bunica mea îl pusese pe lista de rugăciune a bisericii ca să se pocăiască și se rugau pentru el. Și fratele Șchiopu, când a văzut că plânge, i-a dat un ghiont și a spus: predă-te, Ionele, la noi se numește să te predai. Asta înseamnă să vii la Domnul Iisus Hristos și să te pui în brațele Lui, să crezi în El și să-L lași să schimbe viața, te-ai predat. Și ce, predă-te, Ionele, tata știa că are pachetul de țigări în buzunar și a fost frică să se predea, să nu-l trăznească Dumnezeu. Și s-a plecat un pic în jos. Ei, fratele Șchiopu l-a văzut că plânge, nu l-a lăsat. N-a fost deloc politicos cu tata. I-a mai tras un ghion și a spus, predă-te, Ionele. Tata atunci a început să plângă, a bufnit în plâns, dar era frică să se ridice și ne spunea el, mi-era și un pic rușine, că eram tânăr și eram între atâția oameni acolo în biserică, mi-era rușine să mă ridic. Și nu mai rezistă fratele Șchiopu și îl ciupește de pulpă, dar l-a ciupit așa de tare pe tata, că tata a sărit în picioare. Când a sărit tata în picioare,
pastorul de la Amvon care făcea chemare, când l-a văzut, i-a zis: s-a predat Ionel, Ionele, vină în față. Acum i-a fost rușine să se ridice în picioare, dar acum i-a fost rușine să nu se ducă în față atunci când păstorul l-a chemat, sau în față, s-au rugat pentru el. L-au felicitat, au felicitat-o pe bunica mea. Toate surorile au sărutat-o, au îmbrățișat-o, frații au venit, au dat mâna cu tata și tata a ieșit din biserică cu pachetul de țigări în buzunar. Ce vă spun acum este adevărul adevărat. A mers ca amețit până la primul coș metalic de gunoi. În București erau așezate coșurile metalice pe stâlpi. Și s-a dus până la primul. Și a zis așa: Doamne, nu m-aș fi pocăit până nu reușeam să mă las de fumat. Dar acum m-am pocăit și am încă pachetul de țigări în buzunar. L-a scos, l-a mototolit și l-a aruncat în coșul de gunoi și a spus așa: nu te rog doar să mă ajuți să mă las de fumat. Mă rog să mă faci să-mi fie rău de la fumul de țigară și de la mirosul de țigară, ca să nu mai stea lipită de mine patima asta. Am mers cu tata de multe ori. Tata are 87 de ani, e undeva în California, foarte în vârstă. Am mers cu tata al meu de multe ori, prin parc, prin oraș. Tata mă lua foarte des cu el, mai ales când avea ceva să-mi povestească sau să mă învețe. Zicea: hai mă până în parc să mergem, să ne plimbăm. Și am umblat mult cu tata. Dacă mergeam pe stradă și se vedea o bodegă, spunea: trecem, tată, pe partea elaltă ca să nu-mi vină rău. Până în ziua de astăzi, tata n-are alt dușman mai mare pe pământ decât fumul și mirosul de țigară. Și eram pătimit. Nu știu care este patima de care trebuie să scapi, că-ți mănâncă zilele. Hristos îți va da o viață de calitate, îți va schimba familia, va pune stop abuzului din familia ta, scandalurilor și certurilor din familia ta. Pocăința va schimba căminul tău dintr-un colț de iad într-un colț de rai. Hristos a făcut în dreptul multora lucrul acesta și îl poate face în dreptul tău. Bogatul a vrut să-l desființeze pe Dumnezeu, dreptatea lui și dragostea lui. Când a spus: nu m-am putut pocăi că n-am văzut pe cineva înviat din morți, l-a declarat pe Dumnezeu nedrept. Și atenție, e atât de important ca Dumnezeu să fie drept, că dacă n-ar fi drept, n-ar exista. Dacă n-ar iubi, n-ar exista. Trăim într-o lume care îl arată cu degetul pe Dumnezeu. Când se întâmplă cutremure, când se întâmplă războaie, când se întâmplă nenorociri, boli incurabile, când ni se năruie lucrurile, când falimentăm, primul lucru pe care îl facem, ne uităm la Dumnezeu, îl arătăm cu degetul și spunem: ce faci? Unde ești? Dar ce, Dumnezeu declanșează războaiele? Dumnezeu comite crimele? Dumnezeu a inventat băuturile și țigările? Dumnezeu a inventat înjurăturile? De unde vin toate acestea? Noi le facem și pe urmă îl arătăm pe Dumnezeu cu degetul. Că Dumnezeu ne-a creat liber, că dacă ne crea roboți, ne-am fi uitat urât la el și am spus: eu sunt robot. Nici nu ne-am fi uitat urât, că nu știam că ne putem uita urât, că eram roboți. Ne-a creat după chipul și asemănarea lui, cu dreptul de alegere, cu voință proprie.
Și acum ascultați. Povestesc iarăși foarte des la evanghelizări lucrul ăsta atunci când vreau să demontez ideea că Dumnezeu e responsabil de toate relele care se întâmplă. Mama mea a fost un jandarm. N-a fost jandarm, l-a fost jandarm. Cu noi, cu copiii. Nu ne-a lăsat, pe mine cel puțin, nu m-a lăsat să merg nicăieri. Că spuneam, băi, ești neastâmpărat, fugi, ești repezit și tot timpul te lovești. Nu mi-aduc aminte în copilăria mea să nu fi avut vânătăi. Vreau să vă spun un secret. Până în ziua de astăzi sunt plin de vânătăi. Că eu, dacă vreau să trec pe lângă un pat, precis dau peste el. Sunt repezit de felul meu. Și nu mă lăsa, că era frică să-l mor. Și odată am convins-o să mă lase într-o tabără de copii. Lasă-mă și pe mine, mamă, te rog frumos să mă lași pe mine. Și până la urmă m-a lăsat. Și m-am dus la bazinul de not. Și nu văzusem în viața mea un bazin de not și eu n-am știut că aici e apă mare și aici e apă mică. Mi-a văzut pe unii cum sar, am sărit și eu. Slavă Domnului că n-am sărit în cap, dar am sărit pe burtă. Și am ajuns la infirmerie cu toată burtica julită. M-au pansat, m-au trimis acasă și când am ajuns acasă, mama săracă, am schimbat pansamentul și mă căina și îmi spune: vezi, măi copile, de-aia nu te las, mă. Uite, mă, ce ai pățit, mă. Ce credeți că mă apucă pe mine să-i spun lui maică-mea? M-am uitat la și zic, păi de ce m-ai lăsat? Să vedeți ce m-a lăsat după aia. Că nu mă mai durea deloc julitura. Cel puțin vreo oră după aia julitura a fost cea mai mică durere a mea. Nu cumva așa facem și noi. Dumnezeu ne-a dat libertate, ne batem joc de viață, facem ce vrem din viața noastră. Și pe urmă l-arătăm pe El cu degetul pentru toate blestemățiile noastre și pentru consecințele naturale. Păi dacă după ce ai sărit de la etajul 10... normal că te faci praf. Normal că sunt consecințe implacabile ale faptelor tale. Te-ai dus să te desfrânezi și să cunoști plăcerile lumii acestea și pe urmă te miri că ai ajuns mamă la 15 ani, la 16 ani, la 17 ani. Oameni buni, omul acesta nu și-a mai schimbat caracterul. Dar am o veste bună pentru dumneavoastră. Câtă vreme respirăm, câtă vreme trăim, fiecare din noi poate să aibă un caracter nou. În momentul în care îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, știți cât de ușor este să primești mântuirea? Pavel în Roman spune, dacă crezi în inima ta, prin credința din inimă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a înviat din morți și că a venit să moară în locul tău pentru păcatele tale. Și dacă îl mărturisești public, îți mărturisești credința și mărturisești că îl primești ca Domn și Mântuitor în viața ta, vei fi mântuit. Cine va chema numele Domnului, va fi mântuit. A, pe urmă trebuie să ne luptăm o viață întreagă să păstrăm mântuirea, dar în această seară, pentru tine care nu-L cunoști pe Hristos sau care crezi că Hristos e un Hristos pe o icoană, un Hristos o statuie, un Hristos care poți să-i zici un Doamne ajută din când în când, dar să nu trăiești pentru El, dedicat Lui, consacrat Lui, slujindu-L, închinându-te Lui, că e Dumnezeu și merită închinarea ta. Dacă nu-L cunoști în felul acesta, un Dumnezeu de fiecare zi, nu un Dumnezeu de duminică sau un Dumnezeu de sărbători, de Paște, de Crăciun și nici atât în vremurile noastre. Dacă vrei să-L primești ca Domn în inima ta, lucrul acesta se poate aici și acum. Am o rugăminte. Ați vrea să vă plecați capetele cu toții. Aș vrea să fac o rugăciune.
Însă înainte de a face rugăciunea aceasta, în timp ce stăm cu capetele plecate și ne rugăm, cei care sunt credincioși să mijlocească înaintea Domnului. Este cineva care dorește ca Dumnezeu să-i schimbe viața? Eu am să pun întrebarea aceasta și aș vrea să spun că dacă tu nu vei spune da lui Hristos, mie o să-mi pară foarte rău. Dar nu o să cred că este falimentul meu. N-am să o iau personal. N-am să plec de aici dezamăgit spunând oare ce ar fi trebuit să mai spun ca să conving pe cineva. Pentru că nu eu sunt cel care convinge, Duhul Sfânt este cel care convinge pe cei ce se lasă convinși. Succesul acestei serii stă în primul rând în faptul că s-a predicat Evanghelia lui Iisus Hristos. Succesul acestei serii este că printr-un concurs de împrejurări ai ajuns în locul acesta și ți s-a vestit adevărul. Pe noi Dumnezeu nu ne-a mandatat să pocăim oameni. Ei ori se vor pocăi, ori nu se vor pocăi ei. Pe noi Hristos ne-a mandatat să predicăm Evanghelia. Misiunea mea se încheie. Dacă va fi un suflet care se va întoarce la Hristos, acesta va fi câștigul și victoria împărăției lui Dumnezeu, nu a mea. Dacă niciun suflet nu se hotărăște pentru mântuire, este suficient că s-a predicat Evanghelia, că este o mărturie și că sufletul acesta nu se va putea dezvinovăți așa cum a încercat bocatul nemilostiv în iad. Așa că nu o să-mi fie nici frică, nici rușine cu riscul de a fi refuzat. Pentru că dacă cineva va refuza această chemare, nu mă refuză pe mine. Refuzul este direct împotriva lui Dumnezeu. Tu pe el îl respingi. Tu lui îi spui nu. Da, interesant. Bogatul acesta ajuns în chin este foarte obraznic. Atunci când părintele Avram îi spune, păi iau cuvântul lui Dumnezeu care le este predicat. El spune, nu, părinte. O viață întreagă i-a spus nu lui Dumnezeu. Și acum în eternitate. Tot cu nu. Eu mă rog în această seară să nu spui nu. Pentru că de acest da sau nu depinde eternitatea ta. Noi nu-ți promitem eternitatea. Etern ești. Într-un fel sau altul vei exista în eternitate. Ceea ce noi te rugăm din toată inima este să te împaci cu Dumnezeu. Foarte mulți spun că Dumnezeu este un Dumnezeu rău pentru că de aia e iad. Nu. Tu i-ai spus aici în viață că nu vrei să știi de El, că nu te interesează de El. Și El spune, bine, eu îți creez un spațiu în eternitate unde eu nu sunt. Și unde Dumnezeu nu este, e iad. A fost Dumnezeu scos din școlile noastre. A fost Dumnezeu scos din casele noastre. A fost Dumnezeu scos de multe ori din bisericile noastre. Pentru că atunci când adevărul Lui nu e proclamat și nu e crezut, noi de fapt îi întoarcem spatele Lui Dumnezeu. Și lumea aceasta s-a transformat în iad. Într-un iad al războaielor, al crimelor, bolilor, suferințelor, divorțurilor. Aș vrea să te întreb, continuăm să stăm cu capetele plecate în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și în liniște. Este cineva în locul acesta care ar dori ca în această seară să-i se schimbe viața? Acolo unde ești, ai avea amabilitatea să ridici o mână sus. Este cineva care vrea să-L primească pe Hristos ca Mântuitor. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Acolo în spate, în partea cea. Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul Iisus. Dragii mei, să nu aveți impresia că sunteți obiectul unui serviciu de manipulare. Noi nu ne jucăm cu sufletele dumneavoastră.
Dumnezeu a dat ce a fost mai prețios pentru sufletul tău. Toate valorile cumulate din univers nu puteau plăti mântuirea unui singur suflet, doar sângele Domnului Iisus Hristos. Însă vreau să fiu sigur că vom face lucrarea aceasta spre slava lui Dumnezeu. Și n-am vrea să pleci din locul acesta și să te duci înapoi la viața ta, doar la familia ta, doar la lucrurile tale, fără ca cineva să-ți poarte de grijă, să te integreze într-o comunitate de oameni care să se apropie de tine, să-ți cunoască problemele, necazurile, să fie alături de tine. Pentru aceasta avem aici frați slujitori de la bisericile din oraș, care vor să te cunoască, vor să interacționeze, vor să dea mâna, vor să-ți ofere prietenia și părtășia comunităților. Vei fi acceptat și vei fi iubit, vei fi ajutat și vei fi binecuvântat. Aș vrea să invit surorile scumpe aici în față să cânte o cântare frumoasă. Și în momentele următoare slujba mea s-a terminat. Dar vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Și cei care au ridicat mâna, să nu vă fie rușine, sunteți între prieteni. Veți fi iubiți și veți fi apreciați. Așa cum a fost tata în duminica aceea extraordinară, când s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Veniți aici în față. Știu că este jenant de multe ori, dar Domnul Iisus Hristos s-a întins pe cruce între cer și pământ, a fost batjocorit și insultat de dragul tău. Și tu, de dragul lui acum, ești chemat să vii aici în față. Frații slujitori vor veni să se roage cu tine și pentru tine și să-ți ofere informații importante cu privire la pașii următori pe care îi poți urma, ca să fie al lui Dumnezeu, ca să-i aparții lui Dumnezeu. Ai curajul acesta. Deja sunt suflete care au depășit orice barieră, orice jenă, orice disconfort și au venit în față. Vino și tu, te rog frumos, în timpul cântării, vino în față.